vrea să vă împărtășesc câteva gânduri pe marginea unui subiect care consider că ne preocupă pe fiecare dintre noi, și anume aș vrea să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu cum putem noi, în experiența noastră zilnică, personală, în lupta pe care o avem de dus cu păcatul, în lupta pe care o dăm, pe care o avem de dus cu eul nostru personal, cu slăbiciunile noastre, cum putem noi să primim și să obținem mai multă putere de la Dumnezeu pentru ca noi să putem învinge în această bătălie. Cum putem așadar să avem mai multă putere de la Dumnezeu? Și voi vi se deschidem în 1 Corinteni, capitolul 1. Vom citi de aici câteva versete, pentru că dorim să vedem ce ne spune Apostolul Pavel cu privire la această experiență de biruință asupra păcatului. Cum putem noi să biruim păcatul în viața noastră și de unde putem noi să luăm această putere? Spune așa Apostolul Pavel, începând de la versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Citim versetul 19 mai departe, căci este scris: voi propădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Am pus întrebarea de unde putem noi să obținem putere pentru ca să biruim în lupta pe care o avem de dus fiecare dintre noi, lupta cu eul nostru, lupta cu păcatul, lupta aceasta cu marele nostru vrăjmaș, diavolul. În pasajul acesta, Apostolul Pavel vorbește despre importanța crucii Domnului Iisus Hristos. Dar nu doar despre importanța acestui eveniment care a avut loc. Nu numai despre implicațiile pe care le are jertfa Domnului Iisus Hristos, ci el ne spune că această problemă, acest subiect al crucii Domnului Iisus Hristos este de fapt puterea lui Dumnezeu. Așa cum am citit în versetul 24, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru evrei, spune Pavel, este o piatră de potignire. Pentru greci, este o nebunie. Și probabil că și astăzi lucrurile stau la fel. Filozofii și oamenii înțelepți ai lumii acesteia nu văd în crucea Domnului Iisus Hristos decât o nebunie. Iar pentru acei oameni care n-au suficientă credință și care, asemenea fariseilor și călturarilor din timpul Domnului Iisus Hristos, caută minunile, pentru ei crucea a devenit o pricină de potignire. Însă pentru cei care sunt chemați, Pavel ne spune că este puterea lui Dumnezeu. Haideți să medităm pentru câteva momente la gândul acesta și să vedem ce reprezintă crucea pentru fiecare dintre noi. Dar mai întâi v-aș pune următoarea întrebare. Ce anume se află în evenimentul crucii? Mă scuzați. Sau care este acel lucru din ceea ce s-a întâmplat la cruce care îmi poate da mie astăzi putere să birui păcatul, da, și să rup lanțurile robiei? Care este acel element care mă poate ajuta pe mine să fiu eliberat de sub puterea celui rău? Aș vrea mai întâi să ne gândim ce a însemnat evenimentul crucii și haideți chiar să ne amintim puțin ce s-a întâmplat la cruce. Dacă vă amintiți, în seara aceea în care Iuda, împreună cu acea gloată, au venit în grădina Ghețeman. Și după cum spune Biblia, Iuda s-a apropiat de Domnul Iisus și l-a sărutat.
acesta fiind semnul că El este Iisus, că El este Cel care trebuia să fie prins. Și apoi Biblia ne descrie cum gloata aceea a pus mâna pe Iisus și l-a dus înaintea judecătorilor. Și după ce a fost judecat de mai multe ori și după ce a fost bătut de două ori, El a fost dus la Calvar, a fost dus pe acel munte, da? Pe acel deal al căpățânii, pe Golgota, unde a fost răstignit între doi delari. În timp ce Domnul Hristos se afla pe cruce, așa cum vă amintiți foarte bine, oamenii de acolo, mulțimea care era în jurul lui, își băteau joc de el. Chiar soldații aceia care l-au dus pe Domnul Hristos și l-au pus pe cruce, au început și ei să aibă o atitudine batjocoritoare, s-au unit chiar cu mulțimea în lucrul acesta. Se pare că oamenii nu aveau niciun pic de milă față de Fiul lui Dumnezeu, care suferea în acele momente. Și așa cum ne spune Sfânta Scriptură, de la ora 9 dimineața până la 3 după amiază, timp de 6 ore, Domnul Iisus Hristos a stat pe cruce și a suferit. Însă vreau să vă gândiți la un lucru. Dincolo de suferința fizică, dincolo de suferința pe care El o avea din cauza batjocurilor celor din jurul Său, dincolo de suferința pe care au provocat-o ucenicii Săi, pentru că L-au părăsit cu toții, și Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori. Dincolo de toate acestea, în inima Domnului Iisus mai era o problemă. El se lupta cu ispita pe care Satana i-o aducea în minte, în continuu. Și anume, Satana îl ispitea pe Iisus să creadă că dacă El avea să moară în momentul acela pentru păcatele omenirii, lucrul acesta ar fi însemnat sfârșitul vieții Lui. Adică El nu s-ar mai fi întors înapoi din morți pentru niciodată. Și cu alte cuvinte, totul ar fi fost pierdut pentru veșnicie. Acesta era gândul cu care Satana îl chinuia pe Domnul Iisus în timp ce atârna pe cruce. Dar nu doar atât. În inima lui Iisus mai era o frământare. Tatăl Său, cu care El fusese de-a lungul veșniciei, din veșnicie, da, de la început, cum ne spune Biblia, din veșnicia veșnicilor, Fiul și Tatăl nu au fost niciodată despărțiți, ei au fost una. Dintotdeauna. Și acum a venit un moment în care Tatăl, din cauza păcatului, din cauza, cum să spun, grozăviei păcatului pe care Iisus l-a luat asupra Sa, Tatăl spune că și-a întors fața de la Iisus. Și încercați dacă puteți să vă imaginați acel moment în care Fiul și Tatăl, pentru prima dată, în istoria veșniciei, care nu are început, au fost despărțiți, separați. În loc ca Tatăl să privească cu un zâmbet deosebit și cu apreciere și cu bucurie la Fiul Său care se afla pe cruce, El și-a întors fața cu dispreț, pentru că Iisus a devenit păcat pentru noi. Și în felul acesta Tatăl nu putea să privească la acea scenă. Iar când lucrul acesta s-a întâmplat, Iisus, Biblia ne arată cum inima Domnului Iisus s-a frânt sub povara acelei greutăți pe care nu poate explica nicio limbă omenească și care va reprezenta studiul nostru de-a lungul veșniciei. Acum, am vrut să trecem în revistă pe scurt ceea ce s-a întâmplat la cruce. Apoi noi știm când Domnul Hristos a fost pus în mormânt și a treia zi, duminica dimineața, a înviat, așa cum spunea Scriptura. S-a înălțat la cer la Tatăl Său, unde jertfa Lui a fost acceptată. Însă, dragi prieteni, acestea sunt lucrurile, da, generale, pe care le cunoaștem cu toții. Sunt lucruri pe care le citim în Evanghelie, atunci când ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă, în această ocazie, aș vrea să mergem puțin mai departe de atât. Aș vrea să pătrundem, dacă este posibil, puțin mai adânc în această problemă. Apostolul Pavel ne spune că puterea lui Dumnezeu este în crucea de la Calvar. Și n-aș vrea ca cineva să se gândească că este ceva, dacă este ceva miraculos cu privire la crucea aceea pe care a murit Domnul Hristos. Nu, prieteni. Ceea ce vrea să ne spună Apostolul Pavel este următorul lucru. Evenimentul acela care a avut loc, când Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, are o însemnătate mult mai profundă, mult mai adâncă decât noi de multe ori ne dăm seama. Și pentru câteva momente vreau să medităm la următorul lucru. Dar mai înainte de a înțelege unde este ascunsă acea putere care ne poate da nouă biruință asupra păcatului, aș vrea să înțelegem mai întâi ceea ce nu reprezintă crucea de la Calvar. Dar
dragi prieteni, sunt unii oameni care au ideea aceasta. Că jertfa Domnului Iisus pe cruce a reprezentat o încercare de a-L mulțumi pe Dumnezeu Tatăl. De a-L împăca cumva pe Dumnezeu Tatăl, pentru că Dumnezeu Tatăl era, este prezentat adesea ca unul care este supărat, indignat, care a fost, deranjat de ceea ce s-a întâmplat. Și acum Domnul Iisus Hristos vine ca și cum El încearcă prin jertfa de la cruce să-L împace cumva, să-I moaie inima Tatălui Său și să accepte, ca să-L primească pe păcătos. O, dragi prieteni, departe de noi vreodată să avem un asemenea gând în mintea noastră. Dacă noi credem că evenimentul crucii este mijlocul prin care Dumnezeu este înduplecat să aibă milă de noi, să ne iubească, să ne ierte, vreau să știți că aceasta este religia păgânismului. Ideea aceasta vine din păgânism și are de a face cu toate aceste religii false, în care ei încearcă să facă anumite lucruri prin care să-i motiveze pe Dumnezeii, pe zeilor, ca să aibă milă față de problemele lor. Însă, dragi prieteni, departe de noi așa gând. Pentru că crucea Domnului Hristos în niciun caz nu are ca scop să moaie inima lui Dumnezeu Tatăl. Din contră. Biblia ne spune așa. Că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Acum am o întrebare foarte importantă. Dacă Biblia spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, evenimentul crucii, dacă am înțeles clar că nu este pentru a-L îmbuna pe Dumnezeu, vreau să vă întreb, dacă este adevărat că jertfa de pe Golgota n-a fost pentru ca să schimbe atitudinea lui Dumnezeu față de noi, adică Dumnezeu să ne iubească mai mult, Dumnezeu ne iubea de la început, El a dat pe Iisus tocmai pentru că ne iubește. Asta înseamnă că jertfa de pe Golgota este realizată pentru ca să mă schimbe pe mine și nu pe Dumnezeu. Și, dragi prieteni, lucrul acesta este total diferit de ideea care susține că acest eveniment al Golgotei, al sacrificiului Domnului Iisus, ar fi pentru ca să-L determine pe Dumnezeu să ne iubească pe noi. Departe de Dumnezeu un asemenea gând. În felul acesta, caracterul lui Dumnezeu este pus într-o imagine greșită. Și nu uitați un lucru, Satana a studiat profețiile cu mult înainte. El știa că Domnul Hristos va veni și va muri. Și El a sucit mintea iudeilor din timpul acela, așa încât ei să înțeleagă greșit caracterul lui Dumnezeu. Atât oamenii care au trăit înainte de cruce, și cei care trăiesc după evenimentul crucii, au de multe ori această înțelegere greșită. Însă, prieteni, așa cum vă spuneam, evenimentul crucii în sine a avut loc pentru ca să ne schimbe pe noi. Când noi privim la cruce și vedem pe Iisus murind acolo, nu este pentru ca să-L influențeze pe Dumnezeu să fie mai bun. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat tocmai prin faptul că L-a dat pe Fiul Său. Dumnezeu este bun și a fost bun dintotdeauna. La cruce s-a descoperit, s-a dat pe față cum este bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Însă acel eveniment este acolo pentru ca să mă schimbe pe mine și ca să te schimbe pe tine. Așadar, intenția lui Dumnezeu când noi privim la cruce este ca noi să fim schimbați. Este ca noi să fim aduși într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Privind la ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Și într-adevăr, prieteni, scopul crucii este ca să producă o schimbare în viața mea. Iar dacă eu m-am întâlnit cu Domnul Iisus, am privit la cruce și știu ce s-a întâmplat acolo, dar nu s-a produs nicio schimbare în mine, înseamnă că scopul adevărat al jertfei de pe Golgota încă nu și-a făcut lucrarea în viața mea. Pentru că scopul adevărat al Golgotei este ca să producă o schimbare în inima mea. Pe măsură ce eu privesc la Iisus. Acum, un alt lucru pe care aș dori să-l înțelegem, înainte de a descoperi mai în profunzime ceea ce reprezintă acest eveniment al crucii, și aș vrea să vă citesc un gând, în ce privește această învățătură cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Golgota, vreau să înțelegem următorul lucru. Cineva spunea odată așa: noi nu trebuie să ne gândim la cruce ca la un simplu incident istoric.
ca fiind locul în care Dumnezeu face ceva pentru noi, dar la care noi nu avem cu nimic de contribuit. Adică ce vrea să spună gândul acesta? Sunt unii oameni care se uită la cruce și care atunci când văd ce s-a întâmplat acolo pe Golgota, ei consideră că evenimentul acela are ca scop ca Dumnezeu în mod miraculos să facă ceva în viața mea și să mă salveze, fără ca eu să fac nimic. Însă, prieteni, lucrul acesta nu este nici pe departe adevărat. Și am să vă spun de ce. După cum spune gândul acesta, sunt unii oameni care au următoarea idee și pentru ca să înțelegem mai bine, aș vrea să folosesc un exemplu. Sunt unii oameni care cred că evenimentul crucii sau ceea ce a făcut Iisus la cruce pentru ei este ca în următoarea situație. Să spunem că mergeți undeva cu mașina și călătoriți cu o viteză mai mare decât limita legală. Într-o zonă, de exemplu, unde limita este 50 de km la oră, mergeți cu, să zicem, cu 100 la oră și vă oprește poliția. Vă oprește, da, vă trage pe dreapta și apoi vă spune că ați încălcat legea și ca atare trebuie să plătiți o anumită sumă, da? Trebuie să fiți amendat. Acum, să spunem că poliția este gata să vă ia și permisul pentru ceea ce ați făcut. Și în momentul în care auziți acest lucru, îi spuneți domnului polițist, poți să faci ce vrei, că oricum am un prieten foarte bun care îl cunoaște pe judecător. Și o să vorbesc eu cu prietenul ăla și o să se rezolve problema. Vreau să vă întreb, ați auzit de astfel de cazuri? Sunteți de acord cu mine că există posibilitatea în lumea de astăzi să procedăm în felul acesta și să scăpăm, să ocolim pedeapsa, așa încât ceea ce noi merităm să primim să nu cadă asupra noastră? Se poate, prieten. Acum dați-mi voi să vă spun ceva. Un astfel de om care procedează în felul acesta, el nu este interesat și nu are nicio dorință în inima lui ca el să fie mai atent în păstrarea legii, ca el să nu mai meargă cu o asemenea viteză, ci interesul lui este doar cum să scape de situația în care se găsește, pentru că el vrea un cum să continue și să facă la fel. Și, dragi prieteni, ceea ce este trist este că de multe ori în viața noastră de creștini, noi avem impresia că Dumnezeu este în acest fel. Adică ne gândim că moartea lui Iisus pe cruce înseamnă că El mă iubește atât de mult, încât El o să se dea cumva pe lângă judecător, o să se dea cumva pe lângă Tatăl și o să-L înduplece să mă accepte cumva în păcatele mele și cu problemele mele, fără ca eu să mă schimb. Însă crucea, dragi prieteni, pe departe, nici pe departe se însemne lucrul acesta. Crucea implică o schimbare radicală a vieților noastre. De fapt, crucea ne arată că noi putem să fim schimbați și că trebuie să fim transformați prin puterea lui Dumnezeu. Și așa cum vă spuneam, vrem să vedem cum putem să obținem această putere de la Dumnezeu, pentru că în lupta noastră zilnică cu păcatul, noi să putem ieși biruitori. Care este soluția? Care este remediul? Cum lucrează Dumnezeu în sensul acesta? Acum aș vrea să înțelegem un alt lucru important. Lumea noastră de astăzi, lumea creștină în general, vorbește foarte mult despre faptul că legea ar fi fost pironită pe cruce. Dragi prieteni, lucrul acesta este cu totul imposibil. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi venit și ar fi murit pentru ca să susțină acuzațiile lui Satana, atunci înseamnă că evenimentul de la cruce nu mai are nicio putere în viața noastră. Însă vreau să observați că problema adevărată nu este că legea a fost pironită pe cruce. Iisus n-a venit ca să îndepărteze legea pentru ca noi să continuăm în păcate. Niciodată. Ci Iisus a venit ca să schimbe ceva în inima mea așa încât eu să nu mai calc acea lege, ci să fiu în păcat acum cu Dumnezeu. Și să fiu din nou adus în armonia pe care am avut-o la început. Și frații mei, vreau să știți că acest adevăr pe care vi-l prezint acum și această idee importantă a faptului că evenimentul crucii ne învață ca noi să renunțăm la păcat pentru a nu mai fi vrăjmași cu Dumnezeu și nu că legea să fie îndepărtată ca noi să continuăm în păcat, este un adevăr fundamental. Pe care, din păcate, mulți dintre prietenii noștri creștini și frații noștri creștini nu îl înțeleg așa cum ar trebui. Însă aș vrea să vă întreb ceva. Și vreau să vă citesc un verset. Însă înainte de a citi versetul acesta, vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă scopul adevărat al crucii este ca eu să fiu schimbat,
este ca eu să ajung în punctul în care să nu mai doresc păcatul. Să scoate păcatul afară din viața mea. De ce totuși atât de puțini oameni au parte de această experiență? De ce crucea are putere numai asupra unor oameni și de ce majoritatea oamenilor nu au niciodată parte de această experiență? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Știți care este răspunsul, prieten? Este pentru că oamenii aceia nu sunt dispuși să-L lasă pe Dumnezeu să facă ceea ce îl dorește. Însă vreau să priviți la următorul lucru. Ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, când Domnul Hristos a târnat pe acel lemn, ne învață pe noi cel puțin două lucruri importante. În primul rând, ne descoperă caracterul lui Dumnezeu. Ne descoperă pe Domnul Iisus Hristos care este dispus să sufere, dispus să-și dea viața pentru noi, doar ca noi să fim dispuși la rândul nostru să renunțăm la păcat. Am auzit de un exemplu, de fapt este o întâmplare. Într-o anumită ocazie, un anumit predicator se afla într-un loc și două persoane au venit la el și au pus următoarea întrebare. Ce pot să fac pentru ca să rup vraja păcatului în viața mea? Ce pot să fac pentru ca să birui această problemă cu care mă lupt zilnic? Și în momentul în care persoanele au pus această întrebare, predicatorul a stat și s-a gândit și a spus așa. Imaginați-vă că atunci când vă vine din nou dorința să comiteți acel păcat, să repetați acel lucru, înainte de a-l face, cineva va ruga să luați un cui și să-l bateți în palmele mamei voastre. Dar erau doi tineri care puneau această întrebare. Și a întrebat în felul următor. Ați mai putea să comiteți păcatul respectiv? V-ați mai bucura să faceți lucrul același dacă ați ști că la fiecare ocazie în care vreți să-l faceți, trebuie mai întâi să bateți un cui în palma mamei voastre? Dar ați bate cuiul acela în palma mamei voastre? Ați luat mâna aceea a mamei voastre și ați bat un cui acolo? Ați putea face lucrul acesta? Ei au spus, nu, nu putem face asta. Și atunci răspunsul a fost așa. Aici este marea problemă. Dragi prieteni, crucea de pe Calvar ne descoperă nouă cât de adâncă a fost durerea pe care a simțit-o Fiul lui Dumnezeu. Ne descoperă că orice păcat pe care noi îl comitem astăzi îl aduce pe Iisus în aceeași stare din punct de vedere a inimii lui. Din punct de vedere a ceea ce Domnul Hristos a simțit pe cruce, îl aduce în aceeași situație și de aceea ne spune Evrei capitolul 6. Haideți să deschidem acolo. Evrei capitolul 6 cu 6, Biblia spune așa. Vreau să observați unde este puterea despre care ne vorbește Pavel. Puterea crucii care ne poate elibera din păcat. Spune așa în versetul 6, care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei, acești oameni care au căzut, răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci ori de câte ori noi ne întoarcem înapoi la un păcat pe care l-am comis cândva, ori de câte ori noi alegem să repetăm păcatul, noi răstignim din nou, spune Biblia, pe Domnul Iisus Hristos. Acum poate sunt oameni care răspund, dar cum putem noi să-L punem pe Iisus pe cruce încă o dată, pentru că El este acum în cer? Dar, dragi prieteni, nu scrie niciunde că Domnul Hristos a murit pe cruce datorită cuielor sau datorită suliței care au fost împuns în coasta Lui. Nu scrie niciunde așa ceva. Sau datorită coroanei de spini. Domnul Hristos a murit de frângere de inimă. Adică o durere sufletească profundă a fost în inima Lui din cauza păcatelor mele și a păcatelor tale. Și acela i-a produs lui această moarte. Iar toată acea durere n-a dispărut odată cu evenimentul crucii, ci ori de câte ori noi astăzi păcătuim, Biblia ne spune că noi aducem înapoi acea durere în inima Fiului Dumnezeu. Iar dacă pe niște copii, niște tineri din lumea aceasta nu i-au lăsat sufletul să continue să facă un lucru rău, care știu că i-ar produce durere mamei lor, prin faptul că ar trebui să-i bată un cui în palmă, atunci, frații mei, cum putem noi să continuăm un păcat? Când știm că fiecare păcat îi aduce înapoi durerea aceea Domnului Iisus, Fiului lui Dumnezeu. Cum putem noi să mai găsim plăcere în ceva care știm că îi produce lui durere? Observați, dragi prieteni, unde este secretul prin care noi putem să rupem vraja și plăcerea păcatului? Motivul pentru care noi suntem atât de obișnuiți cu păcatul astăzi, motivul pentru care ne întoarcem atât de ușor înapoi în păcat,
Motivul pentru care poate nici nu avem uneori dorința să scăpăm din lanțurile acestea ale robiei este pentru că noi nu avem o înțelegere corectă, profundă, reală a ceea ce s-a întâmplat la cruce și a modului în care păcatul l-a afectat pe Fiul lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă spun ceva, prieteni. Dumnezeul întregului pământ n-a găsit nicio altă cale mai bună prin care să ne arate efectele păcatului în viața noastră, dacă continuăm să facem din nou și din nou, decât prin ceea ce s-a întâmplat la cruce. Pentru că la cruce aceste efecte ale păcatului sunt descoperite, sunt desfășurate înaintea ochilor noștri în toată puterea lor. Așa încât noi să înțelegem cât de grav este păcatul în ochii lui Dumnezeu. Așadar, ceea ce ar trebui să facem noi este să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem grozăvia păcatului. Pentru că noi n-am înțeles-o încă suficient. Dacă tu privești la cruce și nu este suficient de puternică ca să te ajute să urăști păcatul pe care îl faci, înseamnă că tu încă n-ai ajuns să înțelegi cu adevărat cât de grav este păcatul. Încă n-ai ajuns. Și ai nevoie ca Dumnezeu să te ajute să ai această experiență. În al doilea rând, ceea ce mai vedem noi atunci când privim la Golgota este descoperirea caracterului lui Satana. Uitați-vă la ce face Satana acolo când Domnul Hristos murea pe cruce. Uitați-vă la modul în care el, din toate punctele de vedere, se chinuie și se luptă ca să-L distrugă pe Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă câtă tortură, câtă batjocură, cât chin a pus asupra Fiului Dumnezeu. Pe cel nevinovat. Îl chinuia cu toată satisfacția. Demoni și legiuni de îngeri erau în prejurul crucii și încercau să creeze o atmosferă cât mai apăsătoare. Satana s-a purtat fără niciun pic de milă față de Fiul lui Dumnezeu. Și când noi privim la cruce, noi putem să vedem caracterul adevărat al lui Satana și putem să înțelegem într-o mică măsură cam ce ar vrea Satana să ne facă nouă dacă Dumnezeu i-ar da putere și libertate. Dacă Dumnezeu i-ar deschide pur și simplu, i-ar lua la o parte toată această toată această putere pe care Dumnezeu o reține, da? Dacă Dumnezeu i-ar da libertate maximă ca el să acționeze cum vrea el. Noi putem să vedem acolo într-o imagine clară ceea ce Satana ar face cu noi. Și totuși, de multe ori, noi alegem să slujim pe Satana. Este pentru că nu înțelegem cu adevărat cât de groaznic este păcatul. Acel diavol care ne ispitește pe noi să păcătuim, este același care ar găsi o satisfacție extraordinară în a ne tortura și a ne duce la moarte. Dacă Dumnezeu i-ar permite. O, prieten, Dumnezeu vrea că atunci când noi privim la cruce, toată plăcerea, tot farmecul acela pe care îl aduce păcatul de multe ori în viața noastră, toată acea bucurie și satisfacție păcătoasă pe care o avem de multe ori, să fie pur și simplu zdrobită. Și crucea lui Hristos are putere să facă lucrul acesta dacă noi vom privi acolo. Dar noi trebuie să alegem să lăsăm ceea ce s-a întâmplat la cruce să pătrundă adânc în inima și în sufletul nostru. Și înainte să încheie, aș vrea să vă spun următorul lucru. Sunt unii oameni care au parte de această experiență, într-o anumită măsură. Sunt unii oameni care au simțit grozăvia păcatului și au simțit că, într-adevăr, este vina lor cea care i-a zdrobit inima lui Iisus. Însă, prieteni, vreau să vă spun ceva. Noi trebuie să mergem mai departe de atât, dacă vrem să avem experiența aceasta. Și anume, în Zaharia 12:10 avem un pasaj biblic care ne spune așa. Aș vrea să vă întreb în timp ce deschideți Biblia acolo, Zaharia capitolul 12, de ce Domnul Hristos a instituit sistemul de jertfe în vechiul Israel? Vă amintiți care era scopul? Era ca toate acele jertfe pe care păcătosul le aducea la sanctuar să-i amintească despre faptul că cineva avea să vină și să moară pentru păcate. Însă vreau să observați, sistemul jertfelor, faptul că omul atunci când păcătuia trebuia să vină la sanctuar și să-și mărturisească păcatele asupra milului, a fost instituit ca Dumnezeu într-un mod grafic să încerce să impresioneze mintea copiilor lui Israel cu privire la grozăvia păcatului. Și Biblia ne spune că era datoria păcătosului să mărturisească păcatul și apoi să junghe mieluri, iar preotul trebuia să ducă și să stropească sângele. Acum să presupunem că un copil din poporul Israel ar fi spus: eu nu vreau să junghe mielul, mie nu-mi place să iau viața mielului. Putea să aibă, el parte de experiența aceea și să fie iertat de Dumnezeu? Nu putea pierde niciodată. De aceea vreau să observați că era absolut important
că acel om care se ducea la sanctuar să ia viața mielului, iar prin lucrul acesta el nu spunea altceva decât recunoștea faptul că păcatele lui au luat viața mielului. Adică au luat viața Domnului Iisus. Și, prieteni, același lucru trebuie să facem și noi. Dacă vrem să aibă vreun efect asupra noastră această lucrare din sanctuar, dacă vrem ca mijlocirea Domnului Hristos să aibă vreo eficiență pentru noi și dacă vrem ca evenimentul crucii să aibă vreo putere în viața noastră, noi trebuie să recunoaștem că moartea lui Iisus pe cruce s-a datorat păcatelor mele pe care le-am comis ieri și astăzi și pe care le vom comite mâine. Este atunci când eu aleg să merg iarăși în păcat că Domnul Iisus Hristos suferă din nou. Dar nu doar asta. El a murit deja pentru că eu am păcătuit. Și gândul acesta ar trebui să mă înspăimânte, să mă facă să am oroare, să mă facă să fiu cu totul dezgustat de ceea ce înseamnă păcatul. Însă vreau să vedeți cum se întâmplă acest lucru. În momentul în care păcătosul își mărturisea păcatele, spune că el le transfera asupra mielului. Și în momentul în care păcatele ajungeau asupra mielului, păcătosul lua cuțitul și junghea mielului. Adică, lucrul acesta simbolizează următorul fapt. Când eu mărturisesc păcatele mele lui Dumnezeu și le-am pus asupra Lui, efectul imediat al acestui transfer a păcatelor mele este faptul că Iisus trebuie să moară în locul meu. Și El a murit pe cruce pentru acest motiv. Asta înseamnă că eu în Duhul și în mintea mea accept că eu am fost cel care i-am luat viața Domnului Iisus. Eu sunt cel care l-a ucis pe Iisus, eu sunt cel care i-a bătut cu ele în palme, eu sunt cel care i-a zdrobit inima lui Iisus. N-am fost prezent acolo, dar eu am făcut toată acea lucrare. Prieteni, cum v-am spus, Iisus n-a murit din cauza cuielor. Tortura aceea fizică n-a fost cel mai mare durere a lui Iisus. Inima lui a fost zdrobită din cauza faptului că eu am devenit familiarizat cu păcatul. Din cauza faptului că eu nu mai privesc ca pe ceva urâcios ceea ce Domnul Hristos urăște. Și din cauza faptului că eu iubesc un lucru care mă poate duce la moarte. Iisus a luat asupra lui toată această pedeapsă, toată această plată a păcatului. Iar când eu privesc la cruce, ar trebui să mă văd pe mine în situația aceea. Să mă văd pe mine ca fiind cauza morții lui Iisus. Dar sunt oameni care astăzi nu vor să meargă până acolo în această experiență și îi spun: bine, bine, înțeleg că s-a întâmplat asta la cruce, dar nu am fost eu acolo care l-a ucis pe Iisus. Și cumva se scuză că i-ar fi avut vreo contribuție. Dragi prieteni, dacă noi nu acceptăm că l-am ucis pe Iisus și nu pătrundem în acest gând și nu lăsăm ca acest lucru să ne impresioneze așa încât să urâm păcatul, vă spun sincer că atunci înseamnă că noi am rămas cu păcatele noastre asupra noastră. Iar dacă noi am rămas cu păcatul asupra noastră, noi trebuie să plătim pentru acele păcate și înseamnă că noi vom muri. Și ne vom pierde viața veșnică. Singurul mod în care eu pot fi iertat și în care păcatele mele pot fi spășite este ca eu să recunosc că l-am omorât pe Iisus prin transferul păcatelor asupra lui. Și nu exista nicio cale în care păcătosul din trecut putea să scape de această datorie de a lua viața mielului. Pentru că acest lucru simboliza ceea ce noi am făcut de fapt prin păcatul nostru. Acum, dacă lucrul acesta este adevărat, ascultați ce spune versetul. Versetul 10 din Ioan 12 este o experiență pe care Dumnezeu vrea să o avem în fiecare dimineață și în fiecare zi. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Dragi prieteni, am auzit o întâmplare în care se spune că un tată, da, într-o dimineață, după ce a servit micul dejun, s-a sculat de la masă, s-a dus în garaj și se pregătea să plece la servici. A pornit mașina și a început încet să dea cu spatele, da, să iasă din garaj. Și la un moment dat a simțit ceva. A simțit că a lovit ceva cu mașina lui. Și când s-a coborât din mașină, s-a dat jos să vadă ce era. Unul dintre copiii lui micuți, avea un băiețel micuț de doar câțiva anișori. Fusese călcat, frații mei, și se afla mort sub mașină.
într-un oarecare mod, nu știm cum s-a întâmplat lucrul acesta, printr-o oarecare situație ciudată, băiețelul a ieșit după tatălui în momentul în care tatăl a plecat din casă și a dorit să meargă să-l însoțească pe tatălui la mașină. Însă băiețelul a ieșit pe o altă ușă și s-a dus exact în fața garajului. Și se juca în locul acela, iar în momentul în care mașina a început să dea cu spatele, tatăl n-a avut nici habar că băiețelul se afla în locul acela. Și a călcat peste el și l-a ucis. Iar persoana care povestea această întâmplare spune că a avut ocazie chiar să participe la acea mormântare. Și toată lumea privea îngrozită la durerea pe care o reflecta, durerea care se reflecta pe chipul acelui bărbat. Imaginați-vă cum era durerea aceea, fraților. Vă dați seama cum plângea tatăl acela pentru gestul acela necugetat. Dar nu este pentru că el și-ar fi dorit lucrul acesta. Însă aceea a fost situația. Și copilul lui acum se afla într-un coșciuc, fără suflare. Acum, ilustrația aceasta poate să ne ajute puțin să înțelegem cam ce înseamnă să-L plângem pe Domnul Iisus cum plânge cineva pentru Fiul Său născut. Știți, inima noastră ca părinți, ca adulți, dacă avem copii, da? Se sfâșie de durere atunci când se întâmplă ceva rău cu copiii noștri. Ar trebui ca să avem același simțământ când vedem pe Domnul Iisus Hristos murind pe Golgota, dar din cauza noastră. Noi suntem vinovați pentru moartea lui Iisus. Și noi trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să rugăm pe Dumnezeu în același timp să ne dea putere să urâm păcatul. Aș vrea să închei cu următorul lucru. Știți, ar fi minunat dacă noi am putea ajunge într-o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu. Dacă am fi dispuși ca zi de zi să privim la ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Să putem vedea pe de o parte suferința Domnului Iisus cauzată de păcatul meu. Și să putem vedea cât de crud este diavolul și cât de mult l-a urât el pe Iisus și cât de mult a căutat să-l tortureze în acel eveniment. Și prin aceasta să putem înțelege ceva din grozăvia păcatului, păcatul acela care pare astăzi plăcut. Momentele acelea când noi stăm relaxați și avem niște întâlniri în biserica lui Dumnezeu, cântăm o muzică sau ne comportăm într-un fel care este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu și în timp ce noi suntem cu fețele roșii de emoții din acelea demonice, cântând și dansând și făcând exact cum fac carismaticii, frații mei, cum putem noi să fim în felul acesta și să aplaudăm și să ne înălțăm unul pe altul în acele întâlniri? În timp ce Domnul Hristos stă deoparte și este răstignit, crucificat, scuipat, bagiocorit de noi prin atitudinea aceea. Vedeți că ceva este rău cu mintea noastră? Înțelegeți de ce este important ca noi să ne întâlnim cu Domnul Iisus la cruce? Și de ce este important ca noi să lăsăm impactul acelui eveniment să ne schimbe inima și viața? Crucea, dragii mei, a fost îngăduită de Dumnezeu, evenimentul de acolo, pentru ca să distrugă acuzațiile lui Satana. Satana spunea Domnul Iisus, nu este pregătit să facă ce vă cere voi să faceți. El cere de la voi umilință, lepădare de sine, dar El n-ar face asta niciodată. Și Domnul Iisus a demonstrat că El o face mai mult decât ne putem imagina noi vreodată. A depășit imaginația noastră pentru veșnicie. Și Domnul Iisus a făcut-o pentru că ne-a iubit. El a venit aici ca să ne împace cu El. Noi avem nevoie să fim schimbați. Domnul Iisus ne-a iubit întotdeauna la fel. Dar El nu poate să facă nimic mai mult. El a prezentat această imagine înaintea noastră. Și vrea ca noi să vedem exact care sunt efectele alegerii unei vieți de păcat. Și El speră ca prin această imagine, prin această realitate a crucii, noi să putem primi putere suficientă pentru a zdrobi orice legătură a celui rău. De aceea vă invit, dragi prieteni, să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Să căutăm zilnic să avem o privire mai profundă și mai adâncă în acel eveniment. Să continuăm să privim acolo până când tot ceea ce este astăzi plăcut și de dorit în viața noastră, orice păcat îndrăgit, orice păcat pe care noi îl iubim, să fie, frații mei, cum să spun, să ajungă ca un lucru urâcios înaintea noastră. Să începem să urâm păcatul și să avem dezgust față de ceea ce este păcătos. Dar numai dacă privim la cruce putem să începem să zidim în inima noastră o atitudine de repulsie față de păcat. Cât timp nu privim la cruce, noi vom fi prieteni cu Satan. Prieteni cu acel ucigaș care l-a ucis pe prietenul nostru Iisus. Da, prieteni. Noi devenim prieteni cu vrăjmașul cel mai mare al sufletului nostru. Pentru că nu ne luăm timp să privim la Golgota.
Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să avem parte de această experiență. Și mă rog ca aceste câteva gânduri să fie un remediu, un ajutor potrivit pentru cineva în lupta cu păcatul. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare.